Slavit să fie Domnul! Amin. Așa din toată inima să zicem cu toți ca Domnul să binecuvinteze tinerii aceștia Amin. care au cântat așa de minunat și Domnul să-i țină harul său Amin. și să le dea putere să țină cu toată tăria, cu toată puterea și cu ajutorul Domnului ceea ce au cântat. În bunăstare, multe popoare au uitat de Dumnezeu. În bunăstare, de multe ori uităm ceea ce Dumnezeu a lucrat în viețile noastre și în seara aceasta s-a deschis un cuvânt așa de minunat și acești fii al lui Corei, cântau spre slava lui Dumnezeu și a compus acest psalm. Și spuneau, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, Dumnezeul meu și şi... Domnul meu și Dumnezeul meu. Până și pasărea îți găsești un loc acolo, îți plăcute și frumoase locașurile Domnului. Și am și am dedus și spunea fratelui Andrei, ce deduc eu din, din, din pasajul acesta, din psalmul acesta, că de multe ori oamenii sunt vulnerabili în multe lucruri și Dumnezeu le vorbește, dar nu se ia seama și se ducă în planurile lor, în firea pământească și atunci când dau de necaz de durere și aduce aminte că e plăcut în casa lui Dumnezeu. Asta așa m-am întrebat, care e frământarea noastră în vremurile acestea? Pentru că Apostolul Pavel vine la un moment dat și spune că pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig este moartea pentru mine și pentru tine dacă la noapte va veni Domnul un câștig? Haideți să ne facem bine dar de seamă în seara aceasta, suntem în prezența Domnului și am vrea să ne cântărim și să vedem unde suntem și unde trebuia să fim. În seara asta suntem înaintea Domnului și am vrea să fim cu inima deschisă și Domnul să ne dea putere și biruință eram într-o împrejurare și mi-aduc aminte de mama mea, văduvă fiind cu greutățile casei în vremea regimului trecut, eram copil și mama era la stativă, se sea covoare și ea umblând la adunarea oastei Domnului, avea o soră, să spun așa, spunea că e sora ei, că bunica mea a crescut-o, și pe sora aceea care încă trăiește astăzi, vecină de casa noastră, căci a rămas orfană și de mamă și de tată și în timpul războiului au murit amândoi părinți de boala aceea cruntă de tifos. Și bunica mea, având-o pe mama mea mică, a luat-o și pe ea și le-a crescut pe amândouă. Și mi-aduc aminte, așa cu nostalgie, că nu înțelegeam atunci, dar acum fiind părinte, Acum văzând lucrurile cu care ne confruntăm, văzând vulnerabilitatea copiilor în casă și a lucrurilor care îi frământă, mi-aduc aminte cu drag când odată în iarnă era un frig așa afară și pe fereastră ea se uita peste livadă să vadă dacă nu vine sora ei, Rahela o chema și ea îi spunea Raceluca, zice, vine sora mea Raceluca și vreau să cântăm o cântare și să ne rugăm Domnului. Și mi-aduc aminte cu bucurie cum se opreau din lucru ei și cântau o cântare, aveau un caiet așa mare cu scrisul ei, având numai patru clase, și cântau o cântare cu bucurie și se rugau Domnului și făceau altar. Eu nu înțelegeam atunci. Dar ajungând o mare, ieșind în lumea aceasta, un tânăr care era morfan de tată, și la vârsta de 20 de ani, orfan de mamă, am luat viața în piept, a trebuit să merg în armată, chiar după ce mama mea a murit, a trecut la cele veșnice, înfruntând lumea aceasta. Mi-am adus aminte și am spus-o și în biserică la noi și o spus -o și în seara aceasta în fața dumneavoastră, că în suferință oamenii au compus cântări prin Duhul Sfânt. În suferință, Dumnezeu a adus cele mai mari biruinți. Și spuneam astăzi, fraților, în mașină, că era Nicolae Moldoveanu și se spunea el, am citit acolo, în cartea aceea care a scris-o, că a mers să voteze la una din zile când era votul făcut și oamenii aceia nu l-au primit să voteze, a spus că el nu are niciun drept. Și întorcându-se înapoi spre casă, a început să compună cântarea aceea. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Vedeți, în suferință oamenii nasc copii al lui Dumnezeu și cântări venite prin Duhul lui Dumnezeu. Astăzi parcă mai greu venim și parcă, parcă mai greu ne strângem în casele noastre să zidim altare. Ne vorbea Domnul serile trecute și seara a vorbit Domnul pentru vremea care va veni. Eu mă întreb și vă întreb pe voi în seara aceasta, care sunt frământările? Care -să sunt planurile tale? Cu ce te lauzi în vremea aceasta? Te lauzi cu Domnul sau cu averile tale? Pentru că un cuvânt al lui Dumnezeu arată aici, în cartea a prorocului Ieremia, capitolul 9. Și am vrea să-l citim. Versetul 23 spune așa, așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta îmi găsesc plăcere eu, zice Domnul. Iubiți frați și sorori, haideți să ne cântărim în seara aceasta în fața Domnului, în prezența cuvântului Său. Pentru că Domnul ne cunoaște și ne știe. Și să nu fim ca bogatul acela care i-a rodit țară în așa avea o frământare. Că după ce Domnul i-a dat atâta binecuvântare și rodul pământului, avea o frământare în el și spunea, ce să fac acum? Și a venit în minte un gând din partea celui rău și a zis, îmi voi, strânga, îmi voi strica hambarele și îmi voi face altele mai mari. Și apoi voi zice sufletul meu, bea și mănâncă. Și la un moment dat vine acolo și spune cuvântul lui Dumnezeu. Nebunule, știți că de dată Dumnezeu nu poate să cheme pe nume pe un om? Pentru că Dumnezeu vorbeaște și spunea fratele Nic aici despre acea mormântare a acelui bărbat. Eu l-am cunoscut și l-am văzut la începutul anului și Domnul le-a vorbit. Nu vreau să intru în judecată, nu, nu e asta treaba noastră, dar eu vreau să spun că Dumnezeu e acela care ne vorbește când într-un fel și când în altul. Important e dacă noi luăm seama și punem la inimă cuvântul Lui. Să ne păzească Dumnezeu de lucrurile acestea, să fim oameni ai neascultării, ci să fim oameni ai ascultării față de cuvântul Lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvintează. Domnul să ne dea înțelepciune și putere vine cuvântul lui Dumnezeu și ne arată la un moment dat de apostoli care erau cu Domnul Isus Hristos și aveau o frământare și spune Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 28. Pentru a început să zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. A venit de multe ori, poate și la mintea ta și la mintea mea, întrebările acestea, ce vom câștiga? Pentru că pe, pe calea aceasta e numai durere, numai chin, numai lovituri, numai tristețe de multe ori, numai înțepături și parcă tot mai greu. Dar Domnul Iisus Hristos a zis că nu vom fi scutit de aceste lucruri pe calea aceasta. Dar ne-a mai spus un lucru, să îndrăznim, să îndrăznim, pentru că El a biruit lumea. Și ce a pus în noi e mai mare decât ce este în lume. Și numai cu El și prin El vom putea să biruim frați și sorori. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, zice... Noi am lăsat totul și te-am urmat. nu e așa că de multe ori a venit frământarea în mintea noastră? Și eu m-am frământat adeseori. Și dacă ne ducem în cuvântul lui Dumnezeu, ne arată Psalmul 73, dacă nu, dacă nu greșesc. Un om al lui Dumnezeu, pe nume Asaf, avea aceeași frământare care era câștigul lui, până a intrat în casa Domnului și a văzut sfârșitul. Și a început să-și dea seama că nimic nu este mai presus decât să-L slujești pe Dumnezeu și să faci voia Lui. Pentru că dacă citim acolo în Psalmul 73, iubiți și haideți să vedeți cât de frumos vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu. Și știu că în vremurile acestea sunt multe frământări, multe neajunsuri, poate poate necaz jo durere, dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunice pașii, căci mă uitam cu zid la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu-i tubură până la moarte și trupul lui este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești, și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprimea este haina care îi învelește. Li se bălbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprime, vorbesc de sus. Își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea alargă lumea la ei și înghite apă din plin și zice ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prenat. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și aici vine omul acesta frământat. Și de multe ori loviți suntem, dar merită să suferi. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, capitolul 53, pe deapsa care ne dă nouă astăzi pacea, a căzut asupra lui, a căzut peste el și prin rănile lui, noi suntem tămăduiți. Și prin aceasta, prin jertfa Lui Supremă, prin sângele care a curs, noi avem pacea cu Hristos. Domnul să ne dea biruință și să înțelegem căci Domnul este cu noi în mijlocul furtunii, căci Domnul este cu noi și atunci când sunt, sunt apele liniștite și îi zic cu soare, Domnul să ne ajute să se ne dea biruință. Spune, degeaba dar mi-am curățit eu inima și m-am spălat mâinile nevenovăție, Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi-a fost truda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui în locurile anucoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimitit într-o clipă, sunt pierduți prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. Ca un vis la deșteptare, așa le pe schipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima mine și mă simțeam străpun să mă eram prost și fără judecată când eram, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Versetul 23. Își dă seama pentru că Dumnezeu în frământare inimii tale, Duhul Sfânt îți aduce răspuns și o rezolvare și îți poate aduce liniștea în mijlocul furtunii să poți avea biruință să poți avea pacea lui Hristos în mijlocul furtunii și a forfotei care este în lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute și să înțelegem lucrul acesta. Spune însă, eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine, am, pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Cu ce te lauzi? Spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Elemia. Haideți în seara aceasta să vedem care sunt prioritățile noastre în viața noastră. În viața noastră de familie, noi ca oameni chemați de Dumnezeu să slujim, ca preoți în casele noastre, care ne sunt prioritățile în vremurile acestea tulburi. Deși bunăstarea nu ne lipsește pământească, dar vedem că parcă tot mai greu, tot mai greu înaintarea pe calea pocăinței. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în cartea Evanghelistului Marcu, că, vedeți, de multe ori noi avem frământări și spuneam că Dumnezeu niciodată nu ne lasă fără de răspuns. Spune, Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Iar în viacul viitor, viața veșnică. E o împărăție pe care Domnul ne-a pregătit-o și am vrea să punem preț pe lucrul acesta, iubiți frați și surori, și Domnul să ne dea putere și Domnul să ne dea înțelepciune. Un alt cuvânt ne arată în Cartea Evreilor, capitolul 11, versetul 24, dacă nu greșesc. Am vrea să citim de acolo despre un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care urma la tronul lui Faraon. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa. Evrei, capitolul 11, versetul 24. Zice, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Puțin lucru, iubiți frați și surori, întreb, că eu m-am întrebat, Apostolul Paul pe de altă parte, spune în cartea, în cartea Filipenilor, dacă nu greșesc, capitolul 3, că spune că lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit cum? ca un gunoi. Și nu e așa că de multe ori nebăgare de seama noastră, învăltoarea lucrurilor și în vremurile care ne așteaptă, de multe ori răgăm parcă mai mult după lucrurile acestea pământești. Aș vrea la lucrul acesta Domnul să ne dea înțelepciune și să precepere. Și să avem o singură prioritate în viața noastră. Cum să ne apropiem de Domnul? Cum să ne sfințăm viața? cum să ne apropiem de El și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin, amin. Aș vrea să mă opresc aici și nu înainte de a mai citi un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Am citit lucrul acesta, iubiți frați și surori, și acestea sunt lucruri pentru noi că sunt din Cuvântul lui Dumnezeu și am vrea să ne fie ca, ca învățătură și să tragem concluzie din ele. Pentru că spune aici alt cuvânt al lui Dumnezeu în cartea Evanghelistului Luca, atunci când Domnul Iisus Hristos ne vorbeaște Domnul de vremurile care ne așteaptă. Și spune că a intrat în Ierusalim și toată lumea era în bucurie atunci. Își aruncau hainele și ramuri de fenic înaintea lui și străgau osana celui ce vine în numele Domnului Fiului David. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 19, versetul 41. Spune că Domnul Iisus Hristos, când toți se bucurau, El privea dincolo de zidurile Ierusalimului, dincolo de anii care viau să se, să se împlinească, în vremurile îndepărtate, ceea ce avea să se întâmple cu cetatea Ierusalimului. Astăzi Duhul Sfânt ne vorbește și ne aduce la cunoștință de ceea ce va veni și cum va veni. Domnul să ne ajute să înțelegem, spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea, când toți s-au bucurau, Domnul Iisus plângea pentru Ierusalim. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa pe tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. E ușa harului deschisă în seara aceasta. Și în vremea aceasta încă noi putem să ne punem înaintea Domnului, să zidim altarele în casele noastre, să chemăm pe cei dragi ai noștri, copiii noștri, să punem în inima lor cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt vulnerabili la ceea ce oferă vrășmașurile în vremurile acestea. Și eu mă rog ca Domnul să-i țină în picioare și Domnul să-i binecuvinteze, ca Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea Lui cu ei. Pentru că mă duc cu aminte de un cuvânt al lui Dumnezeu din Scripturi. Spune că Iosua și tot neamul acela de bătrâni a trecut la Domnul. Și acolo spune un lucru care m-a șocat la un moment dat când am citit în Cartea Judecător, dacă nu greșesc, capitolul 2. Acolo spune câteva versete în jos și spune că s-a ridicat o altă generație de oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Să fiți slujitor, o viață întreagă, să te numești pocăit și copiii tăi, la un moment dat să crească și să nu cunoască pe Dumnezeu, e un lucru tare greu. Mă doare lucrul acesta de multe ori când văd oameni și stau cu tineri de vorbă și spune, dar mie mama, tata, nu mi-a spus lucrurile acestea ce mi le-ai spus tu, frate. Iubiți frați și surori, haideți să învățăm pe copiii noștri calea lui Dumnezeu și să punem în inima lor dorința și să, să caute pe Domnul, să ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i binecuvinteze. Ne vor ruga pentru cauzele care ne stau înainte. Voi da loc fratelui Andrei să aducă cauzele și Domnul să ne binecuvintează, și Domnul să ne dea putere, și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Amin.